Uite, stau cam poza de profil așa. Mă uit oare dacă mai... Dacă prețul mare am mică, gata, atunci, a fi atunci și nu vreau să fie mă. Probabil vă întrebați, la fel cum mă întreb și eu, cum Dumnezeu am reușit să ajung să fiu milionar pe YouTube la 20 de ani proaspăt împliniți. Bine, milionar în abonat pe YouTube, nu în euro. Vă așteptați să zic multă muncă? Ei bine, nu. Ambiția a fost cea cu care m-am cunoscut acum 8 ani de zile când am încărcat primul meu clip pe YouTube. Am fost fata de care m-am îndrăgostit instant. După, mi-a făcut cunoștință cu cele mai bune prietene ale ei, voința și dorința. În prezent, mi-am jurat că o să fac oamenii să râdă toată viața mea. Râde când mă știu, râd mult și ador să fac asta. Nu știu să fac prea multe, dar dacă pot să schimb starea cuiva, nici nu stau pe gânduri, pentru că ăsta e darul meu. În toți acești ani m-am maturizat foarte mult și paradoxal am devenit din ce în ce mai copil. Și când ești copil începi să apară visurile. Nu mă pricep să fiu motivațional, dar pot să zic ce am făcut eu. Am zis... Vreau să fac asta. Îmi doresc să ajung acolo indiferent de cât o să dureze. Cel mai greu e să fii consecvent, dar să știți că orice muncă este răsplătită într-o bună zi. E toată lumea gata! Lumină! Cum să vine mă cu milion de abonați? Hei, dar care lumea e să mulți? Bună dimineața tuturor! Salutare tuturor! Salut mă fraților, mă ce mai salutare tuturor! Bine v-am că l-am pregătit la urmă! Fac acest vlog de mai Salut băi sacalilor, ce faceți?